Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un bărbat a sunat panicat la numărul de urgență, a anunțat că a găsit în pat, în patul său, din casa lui, o femeie străină. Adevărul că ce face? Te duci acasă și găsești... Da. Într-o vreme, în niciun caz, n-aș fi sunat la poliție. Dar na. Asta e. Omul cred că era trecut prin viață. Femeia zace în pat, le-a spus el polițiștilor. Telefonul a venit într-o vineri după amiază. Ah. Deci cât te pregătești și tu de un weekend liniștit... Da. Apare și o faptură în patul tău. Îți dai seama că s-a dus... naibii toată liniștea ta. Poliția, evident, a deschis val vârtej la casa omului. Investigațiile au arătat că doamna era chiar nevasta reclamantului. Băi, ce greșeală, bă. Ce greșeală, mă. Dânsul era binișor matrafoxat. Cred că a fost ultima lui și de aceea reclamație. Da. Mă gândesc. De ce să zic, e și ăsta un mod de a lupta împotriva rutinei în căsnicie. Adică, până la urmă, a avut o bucurie. Știi, sigur, s-a speriat un pic la început. Dar măcar e variație, adică... Crezi? Da. În timp era oricum confuz și șocat de întâmplare, a descoperit că este căsătorit. Și că mai mult, nevastă sa e chiar la el în pat. În timpul anchetei, la fața locului, bărbatul a mai descoperit și că nu-și găsea șosetele. Așa că le-a cerut polițiștilor să-l ajute, să le caute. Asta e chiar grav. Polițiștii care nu aveau câine de urmă, l-au refuzat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.